Bun găsit la știri, s-au deschis primele dosare în cazul accidentului feroviar de ieri de la gara Roșierii de Vede, în urma căruia 4 pasageri au ajuns la spital. Situația putea fi mult mai rea, iar directorul CFR Călători a avut chiar acuzații grave la adresa mecanicului trenului interregio, despre care a spus că mai bine adormea. Cu toate datele vine colegul nostru Ștefan Edveș, realizatorul emisiunii Drumurile Noastre. Bun găsit, Ștefan! Română, bună ziua! Asta să fie concluzia până la urmă și toată vina aruncată, poate în mod justificat până la urmă, pe mecanicul locomotivei, sau să fie vorba și despre altceva, poate? Noi am spus de aseară că după vreo 10-12 ore de nepăsare și de indolență, Ministerul Transporturilor CFR Călători s-a gândit să găsească vinovatul acestui accident de ieri, și în jur de ora 15 ieri, în jur de ora cam așa, ieri la prânz, am aflat colac peste bubăză că, vezi, doamne, mecanicul trenului de călători este de vină și că el va răspunde cel mai probabil penal, pentru că ați anunțat faptul că s-a deschis un dosar penal. Au trecut 24 de ore, 30 de ore, 30 ceva de ore de la momentul accidentului, de ieri dimineață, ne-a trecut glonțul pe la ureche și, practic, pe calea ferată și noi, România, Ministerul Transporturilor, nu am învățat nimic. Știi foarte bine, un tren de călători a lovit un marșpar. Din păcate, incompetența, delăsarea și nesimțirea autorităților este deja știință. Știi foarte bine acest lucru. Noroc, Irina, noroc că niciun alt tren nu venea din sens opus, pentru că, Doamne ferește, asistam la o tragedie, la un eveniment cu zeci de morți, cu zeci de morți ca în Grecia. Din păcate, stăm și ne întrebăm cum își pregătește CFR Călători mecanicii. Desigur, nu trebuie să generalizăm acest lucru, stăm și ne gândim dacă tamponarea, Irina, s-ar fi produs la o viteză de 100 de km la oră sau la 120 de kilometri la oră. Dacă marfarul era cu cisterne care ar fi avut benzină sau gaz, sunt foarte multe întrebări pe care ar trebui să ni le punem. O întrebare foarte interesantă ar fi când vedem și responsabili la nivel înalt de la Ministerul Transporturilor. O întrebare simplă la care nu răspunde nici premierul Ciucă, nici ministrul Grindeanu, nici secretarul de stat responsabil pe calea ferată din România, nimeni absolut. Da, vom vedea cum vor evolua lucrurile, dacă vom rămâne cu acest unic vinovat și poate, într-adevăr, chiar este doar vina lui. Asta vor trebui să lămurească însă specialiștii. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, Ștefan Edveș.